Câteva ore, câteva crăpături din asfalt s-au transformat într-un crater de aproape 20 de metri în centrul orașului Galați. Localnicii dau vina pe sistemul de canalizare vechi de câteva decenii care a cedat. S-a spart acolo, nu se schimbă când trebuie, nu se face. Asta e situația. Cam ce oraș în România. O nenorocire mare, e ceva, așa se întâmplă în tot orașul. Apă spar, apă repară. Schimbă conductele de apă care erau vechi de sute de ani. Reprezentanții societății de apă și canalizare susțin că surparea s-a produs din cauza traficului. Prin zona respectivă trec multe camioane și utilaje folosite pentru reabilitarea unui parc din apropiere. Pare a fi pur și simplu un accident de teren. Nu am semnalat nicio avarie anterior producerii acestuia, de asta vă spunem. E posibil ca mișcare să fie antrenat conducta de apă. Asta pentru că tocmai am ajuns la una dintre avarii, am izolat-o, continuăm să verificăm toată conducta din zona respectivă. Până la finalizarea reparațiilor, circulația în zona a fost oprită.